Se pare că sâmbătă seară la petrecere între Luiza și Bogdan au fost niște problemuțe, au avut niște discuții despre care spunea doamna Crina astăzi, dar acum pe seară când s-au deschis ușile pentru ziua de naștere a lui Alex, i-am văzut pe canapea pe cei doi stând îmbrățișați, au interacționat amândoi, după am văzut că au vorbit și cu doamna Crina, iar când s-a anunțat că se închid dușile Bogdan a strâns-o brațe și mai tare, a pupat-o pe obraz și i a spus să, să mănânce. Ea a zis că nu poate pentru că o doare gâtul și el a insistat puțin să mănânce ceva. Discuțiile pe care le-au avut la partii, cu siguranță o să le vedem și noi mâine ce s-a întâmplat și... Dacă au fost doar mici neînțelegeri, ce au putut fi rezolvate, și dacă au trecut peste. Cert este că o apropiere am văzut în această seară.